Problemele la matematică sunt subiectul unui studiu amplu care aruncă o lumină critică asupra efectelor lor asupra copiilor. Cercetătorii de la două universități de prestigiu au analizat impactul temelor asupra elevilor din clasele primare și au descoperit faptul că, deși acestea sunt utile pentru consolidarea cunoștințelor, pot provoca mai mult rău decât bine. Conform concluziilor studiului prezentate de către părinții intervievați, mulți copii se confruntă cu un nivel ridicat de frustrare și anxietate atunci când trebuie să-și completeze temele la matematică. Multora matematica nu le place, iar volumul suplimentar de muncă poate duce la o aversiune mult mai mare față de această materie, au declarat părinții. În plus, cercetătorii au identificat și alte consecințe negative ale temelor la matematică, cum ar fi afectarea programului de somn al copiilor și reducerea timpului petrecut alături de familie. În loc să aibă experiențe pozitive și să se bucure de timpul petrecut împreună, copiii se confruntă cu niveluri crescute de stres și frustrare atunci când încearcă să rezolve problemele matematice, uneori fără succes. Aceste constatări aruncă o nouă lumină asupra discuțiilor legate de eficacitatea temelor școlare și sugerează că ar putea fi necesară o reevaluare a modului în care acestea sunt atribuite și gestionate în cadrul sistemului de învățământ. Este esențial să se găsească un echilibru între consolidarea cunoștințelor și bunăstarea mentală a copiilor pentru a le oferi o educație de calitate și echilibrată, relatează alefnews.ro.